Proiectul prin care Inspectoratul pentru Situații de Urgență Matei Basarab a fost dotat cu mai multe autospeciale va continua. De data aceasta, Isold va beneficia de 3 autospeciale de stingere, dar vor fi achiziționate 2 auto-utilitare, o barcă din fibră și veste de salvare și 3 autovehicule pentru intervenția jandarmilor. Acest proiect este prins în cadrul programului Interreg România-Bulgaria. Proiectul este implementat în parteneriat cu Municipalitatea Dolna Mitropolitana Polia din Bulgaria și se ridică la valoarea de peste 900.000 de euro. Partea Consiliului Județean Olt se ridică la peste 400.000 de euro. În urma implementării acestui proiect, ce are o durată de 36 de luni, subunităților ISU le vor fi alocate autospeciale noi. Împreună cu bulgarii am hotărât achiziționarea de utilaje, așa cum am făcut-o și în trecut, astfel încât dotarea ISU să se facă și către sediile secundare, nu numai către sediul central. Prin implementarea acestui proiect, autoritățile județene își propun să îmbunătățească pregătirea și capacitatea autorităților cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență și risc. În exercițiul bugetar trecut am reușit pe situații de urgență să achiziționăm o serie de mașini moderne pentru ISU. Ele în general au fost date către sediul central, acum încercăm să modernizăm și sediile secundare cu aceste utilaje moderne. Baza operațională a ISU a fost îmbunătățită pe parcursul anilor trecuți, când prin programul operațional regional au fost făcute investiții de peste 7 milioane de lei. Dotarea unității de pompieri a fost realizată în 3 etape. Obiectivul general al proiectului a constat în implementarea unui sistem de monitorizare și decizie pentru situații de urgență în legătură cu evenimente hidrometeo, accidente la clădirile hidrotehnice și deversări accidentale, achiziția unui sistem de alarmare și dispunerea sirenelor eficient, desfășurat pe întreaga suprafață a județului.